Aripi frânte, episodul 1. Nișe este o mamă tânără care are 4 copii, Zeyne, Emre, Cemre, Aysun. După moartea soțului ei, ea încearcă să facă tot posibilul pentru a-și crește copiii, dar nu poate câștiga suficienți bani pentru a le oferi o viață decentă. Într-o zi, își pierde locul de muncă și pe deasupra proprietarul casei în care locuiesc cu chirie îi scoate afară. Pe de altă parte, fiul ei, Emre, intră în probleme și este arestat în timp ce încearcă să facă rost de bani pentru chirie. Într-o seară, Nesipe salvează viața unui om de afaceri pe nume Muzafer, pe care îl găsește rănit pe stradă. Din acea clipă, Muzafer se gândește mereu la ea, dar nu știe cine este și unde să o găsească. Zeynep, fiica ei cea mare, face tot posibilul să-și ajute familia. Prietenul ei, Ahmed, din cartier o iubește și o ajută mereu, însă Zeynep nu simte decât prietenie față de el și păstrează distanța. Zeynep începe să lucreze la magazinul de mobilă al lui Ahmed și merg împreună la compania lui Muzafer pentru o afacere. Acolo, în timp ce îl așteaptă pe Ahmed pe hol, Zeynep sparge o vază și se rănește la mână, iar Onmur, fratele vitreg al lui Muzafer, o duce la spital. Zeynep și Onur se plac de la prima vedere. În aceeași zi, în timp ce Ahmed și Zeynep călătoresc cu autobuzul, Ahmed, care este un tip foarte gelos, îl lovește pe bărbatul care o atinge din greșeală pe Zeynep. Mai târziu, tipul distruge magazinul lui Ahmed, iar tatălui Ahmed o învinuiește pe Zeynep și o concediază. Azime, cumnata lui Nesife, lucrează ca menajeră în casa lui Muzafer, iar fiica ei, Emel, lucrează la companie și a pus ochii pe omor. Amândouă sunt viclene și se folosesc de toată lumea pentru interesele lor. Muzafer este logotit cu tuba. Tuba este imaginea companiei lui și este o femeie ambițioasă, fiindcă Muzafer i-a spus mereu că nu vrea să aibă copii împreună cu ea, fiindcă el are un fiu din căsătoria anterioră. Tuba i-a ascuns că are un copil. Într-o zi, Azime descoperă secretul ei, iar Muzafer se desparte de Tuba și o concediază. Acum trebuie să găsească urgent o femeie potrivită pentru a fi imaginea firmei lui, dar refuză toate modelele care îi propuse, fiindcă speră să o găsească pe femeia care i-a salvat viața, Nefise. Azime află că familia care locuiește în vila de alături caută o menajeră de încredere, dar vor o persoană care are copii. Au oferit un comision mare unei agenții, dar nu au găsit persoana potrivită. Știind că Nefise este